Bună seara și bine v-am regăsit la o ediție specială. Izbucnirea pandemiei și schimbarea modelelor de lucru ar putea conduce spre o inversare lentă, să-i spunem, a exodului de creiere în mai multe țări, în special în Europa de Est. Potrivit The Economist, această tendință a început din 2017, practic mult înainte de pandemie, când numărul estonienilor care s-au întors acasă a depășit numărul celor plecați în străinătate. Un an mai târziu, numărul polonezilor plecați peste hotare a început să scadă pentru prima dată în ultimii 10 ani. Iar în 2020 se estimează că 1,3 milioane de români s-au întors în țara lor, iar în Bulgaria au revenit peste 500 de mii de oameni. Despre cum s-a schimbat piața muncii în pandemie, în ce fel s-a modificat profilul angajatului, dar și care sunt cerințele noi ale angajatorului, vorbim în emisiunea de astăzi alături de invitații mei. Pentru început, doamnelor, domnilor, vi-l prezint pe Bogdan Bada, este CEO la o firmă de recrutare online. Bună seara și mulțumesc pentru prezența. Bună seara! Ni se vor alătura pe parcurs și Cristina Chiriac, este președintele CONAF, după cum prea bine știți cu toții, dar și Dani Necefor, este consultant în HR. Vom intra de asemenea în legătură și cu Doru Dima ceva mai târziu. Mă opresc la dumneavoastră și încep cu dumneavoastră, Bogdan Bada. Cât de reală e această ipoteză cu exodul de creiere oarecum invers, ca să zicem așa? Am văzut că pandemia a făcut ca, cel puțin nu, asta era cifra aproximativă la un moment dat, 1,3 români care s-au întors în țară. Sunt destul de mulți români care s-au întors în țară și care am văzut și noi că își caută locuri de muncă aici. S-a simțit destul de puternic în 2020, când pe zona de aplicări am asistat la recorduri în ultimii 21 de ani din punct de vedere aplicări. Era clar că dacă luăm doar românii care erau aici, n-am fi atins aceste cifre. Era clar că există undeva un surplus de candidați pe care nu îi aveam și pe care brusc s-au activat și au început să aplice. Dar ați dat două exemple mai devreme și cred că motivele sunt ușor diferite. Estonia este dată mereu ca exemplu, ca fiind țara care a revoluționat din punct de vedere stat și din punct de vedere relații cu statul. E una dintre țările revoluționare în lume, nu numai în România. Totul se poate face electronic, îți poți face buletinul, pașaportul, îți poți face o cetățenie electronică, pe care de altfel și mulți români care și-au făcut această cetățenie electronică în Estonia pentru a deveni rezidenți fiscali în Estonia. Au multe lucruri pentru care merita poate să te întorci ca și tânăr în Estonia, pentru că exploda zona de internet. Multe startup-uri în Estonia și multă tehnologie. Al doilea exemplu, Polonia. Polonia, da, sunt în general numărul 1 și numărul 2 în Europa și, nu numai, chiar și în America, cu românii, dacă luăm Europa Centrală și de Est, din punct de vedere număr de emigranți. Polonia a dat o lege, cred că chiar acum 2 ani de zile sau 3 ani de zile, în care pentru tineri sub 25 de ani, dacă nu mă înșel, nu se plăteau taxe pe salarii, se plătea doar impozit. Și practic această categorie de vârstă a primit un mare beneficiu, astfel încât să-i țină la început de cariere, pentru că acesta a fost mesajul guvernului polonez, să țină fix când termină facultatea, când își începe o carieră, să-i țină în Polonia. Ei au considerat că dacă reușești la început de carieră să-i ții în țară, să se așeze, au mai puține șanse de a pleca în afară. Vorbim de două țări care au luat măsuri înainte de pandemie și ok, vorbim și de România, revenind, care da, probabil în 2020, de teama pandemiei să nu te prindă în altă țară, mulți au revenit, au intrat pe piața forței de muncă, dar situația nu știu dacă este permanentă. Este foarte mare probabilitatea ca după toate crizele sanitare sau criza sanitară, tot ce înseamnă vaccinare, se va duce la bun sfârșit, din nou acești români să-și caute joburi în afara României, așa cum o făceau înainte de pandemie. Despre intențiile românilor care s-au întors în țară, aș vrea să vorbim în momentele următoare. Dani Necefor este consultant în HR, ni s-a alăturat prin Skype, este alături de noi. Bună seara și mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Vorbeam ceva mai devreme, doamna Necefor, de românii care s-au întors în țară anul trecut, în anul pandemiei. Ce se întâmplă cu acești oameni dacă e să ne gândim acum la început de an? Înclinațiile lor mai degrabă sunt către joburi în țară? Sunt tentați să se întoarcă în țările de unde au venit, în România înapoi? Da, tentația există în acest moment și ea există în special din cauza că
Haideți să o luăm așa. Înainte, ei încercau să se întoarcă, și anul trecut, și acum 2 ani, au tot încercat. Din nefericire, companiile multinaționale sau chiar românești vroiau să vadă candidați direct, direct în companie, la interviu, și nici de cum în online. Cum pentru foarte mulți români există un avantaj extrem de mare prin faptul că aceștia nu mai este nevoie să vină în țară la fiecare interviu. Trebuie să ținem cont că pentru poziții manageriale sau de specialist este nevoie într-o companie de 3-4 interviuri. A venit din străinătate pentru fiecare interviu în parte este un consum de bani, un consum de timp. De asemenea, depunea articolul în pericol în țările în care era. Ținând cont că acum work from home și totul s-a făcut online, inclusiv companiile au început să accepte aceste interviuri online. Astfel, primele două interviuri sunt online, și abia ultimul, când este vorba, poate chiar o ofertă, aceștia sunt invitați pentru aceste interviuri. De asemenea, trebuie să ținem cont că există o categorie aparte de țară. Cei care sunt în companie pe piele, ofer, dacă trăiește în țările din nordul Europei, și care aceștia se văd nevoiți să se întoarcă pentru că multe companii nu mai le oferă posibilitatea de a veni în țară, iar de asemenea sunt companii care s-au închis în țară și salariile aici pe interes de a veni în țară este foarte. Apropo de companiile care s-au închis, de activități, aș vrea să lămurim câteva aspecte, domnule Badea, pentru că nu toți suntem la început de an și e foarte important cam să știm, adică am observat, s-au observat cu ochiul liber, practic, domeniile care au fost aproape de faliment sau unele dintre ele chiar au fost, ce ne vine prin minte prima dată, nu Horeca, și nu numai, evident. Care ar fi domeniile care au suferit cel mai mult, asta pe de o parte, și oamenii care și-au pierdut joburile din domeniile respective, se pot ei orienta acum către alte domenii, ce ar trebui să facă, oricum e o discuție mai lungă, să le luăm pe rând. Domeniile care au suferit, da, pe lângă numitul Horeca, pentru că au fost și foarte multe discuții pe tema Horeca, deschidem, închidem, cred că de aceea s-a făcut mare tam-tam. Cred că măcar Horeca a funcționat la X% din capacitate. Dacă ar fi, de exemplu, să luăm industria de evenimente, care era destul de mare, și aici mă refer la evenimentele corporate, dar și la festivalurile mari din România, acolo vorbim de moarte clinică, pentru că acolo sunt 0% venituri, adică nu mai există veniturile respective. Avem industrii care nu mai există pur și simplu. Industria de evenimente, de exemplu, nu mai există în România în acest moment, față de ce vorbeam noi în 2019 sau 2018. Nu mai rău decât Horeca. Nu se compenseze cumva online-ul. Niciun caz. Ok, sunt încercări, dar totuși să nu comparăm un untold, să dăm un nume offline sau online. Niciun caz nu o să obțină veniturile pe care le-ar fi obținut. Mă gândeam la cele de prezentări într-o oarecare formă. Ați zâmbit, zâmbește și Cristina Chiria, care ni s-a alăturat, președinte CONAF. Cristina, bună seara, mulțumesc că ești alături de noi. Vă rog, Bogdan, să vă continuați ideea. În principiu, aceste două domenii au fost poate dintre cele mai afectate. Pe alocuri a fost și zona de retail, atâta timp cât mall-urile, de exemplu, au fost închise. Noi în retail-ul tradițional și retail-ul de mall-uri am văzut o descreștere semnificativă. Apoi, din nou, o creștere. Zona de șomaj tehnic a ajutat anumite domenii, să zicem, să stea în viață, cât de cât. Multe dintre ele au supraviețuit, altele dintre ele, din păcate, așa cum ați menționat și dumneavoastră mai devreme, nu au supraviețuit ca și firme, nu neapărat ca și industrii, dar oamenii au reușit să se regrupeze. Mai ales după terminarea facilităților de șomaj tehnic, mulți dintre ei au văzut că nu au altă șansă decât să schimbe domeniul. Am văzut un apetit ridicat, comparând cu 2019, nu foarte ridicat comparând cu Europa de Vest, pentru reconversie profesională. Un subiect tabu pentru români. Dacă spuneai cuiva că trebuie să te reconvertești la 40 de ani, la 50 de ani, către o altă meserie, pentru că în domeniul tău s-ar putea să nu se reia activitatea foarte curând, n-ar fi fost așa de deschiși în 2019, vă asigur. Dar în 2020 am văzut un apetit puțin mai ridicat către zona de reconversie și către reorientarea către alte domenii, unde lucrurile au mers foarte bine, pentru că am avut și domenii star, cum ar fi retail-ul alimentar, e-commerce-ul, curieratul. Zona aceasta a explodat în 2020, poate au fost chiar avantajați
mult mai avantajați de criză decât își imaginau ei la începutul anului 2020. Cristina Chiriac, cum a fost, ajungem imediat și la februarie 2021, scurt, cine a supraviețuit practic în 2020? Mă gândesc acum mai degrabă la angajator, pentru că clar asta implică și angajații. Și cum au reușit să supraviețuiască? Cred că principala calitate a antreprenorilor care s-au confruntat în 2020 cu probleme economice a fost adaptabilitatea. Deci, practic, ca să-ți răspund, cei care au reușit să se adapteze noilor condiții, să dea dovadă de creativitate și de inovație, au reușit să facă față și să ajungă la liman la finalul anului 2020. Dar, într-adevăr, așa este, sunt câteva segmente economice afectate care încă nu și-au revenit. Surprinzător pentru noi, dacă ar fi să vorbim, de exemplu, de zona de retail alimentar, o să vă spun că cea mai mare companie în România, ca și număr de angajați în ceea ce privește retailerul alimentar, a înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri pe anul 2020. În ceea ce privește, de exemplu, industria creativă, avem 17% pierderi pe total anul 2020. Deci sunt câștigători și pierzători, dar pe ansamblu cred că ar trebui să privim altfel lucrurile și anume ce facem pe viitor. Pentru că vorbeați de reconversie profesională și pentru că eu sunt ambasador al învățământului tehnic și dual în România, vă spun că se face reconversie profesională de foarte mult timp în România. Din păcate, lucru care ne lipsește nu este partea aceasta de educație și de reconversie, ci de măsurare a ratei angajabilității în România. Pentru că, adică nu este suficient ca eu, la un moment dat, te întrerup pentru ca să explicăm să le fie foarte clar celor care sunt într-o astfel de situație. Nu e suficient ca eu, la un moment dat, dacă am rămas fără job, nu știu, să urmez niște cursuri de reconversie, e necesar să am și alte abilități, alte calități pentru ca tu să mă angajezi sau exact? Nu. Reconversia profesională trebuie adaptată cu necesitățile pieței muncii, lucru care nu există în România sau poate care nu este echilibrat. Adică, de reconversie în funcție de necesitățile pe care așa ar trebui să se întâmple. Cu alte cuvinte, dacă există o necesitate pe care segmentul auto, patronatul din segmentul auto o constată, o comunică guvernului sau mai mult decât atât instituțiilor abilitate, cele care decurg din Ministerul Muncii și se face planul de reconversie în funcție de ceea ce are nevoie piața. Din păcate, cei care stau în spatele biroului și care poate sunt extraordinar de buni funcționari în ceea ce privește implementarea unei directive în sensul reconversiei, nu au nici un habar cu ceea ce se întâmplă pe piața muncii. Și atunci există acest dezechilibru. De aceea spun că dacă s-ar face această măsurare a ratei angajabilității anual, am ști, începând de acum în 2021, ar trebui să avem un indicator care să măsoare ceea ce își dorește piața muncii în 2022 și să începem reconversia profesională pentru 2022, acum, în 2021. Din păcate, pașii sunt extrem de mici, dar se fac în sensul acesta. De exemplu, sunt discuții acum la Ministerul Educației, dar nu numai, și la autoritățile de resort, pentru a introduce în ceea ce privește învățământul tehnic, vocațional și profesional, meserii precum cele care țin de digitalizare, robotizare, automatizare și așa mai departe. E, și aici e o discuție, doamna Daniela Necefor, legată de cum a trebuit să ne readaptăm, pentru că despre asta am vorbit tot anul 2020 și despre asta probabil că vom vorbi și în anul 2021, cum trebuie să se readapteze angajatul în această perioadă, cum a fost în 2020, cum e acum în 2021. 2020 a fost deja un an de foarte mari schimbări, a fost un an care a accelerat toate schimbările. Acest work from home și trecerea pe digitalizare și online era începută deja conform unor studii făcute de McKinsey încă din 2017. Pandemia nu a făcut altceva decât să le accelereze, astfel încât foarte mulți au trebuit să se adapteze imediat noilor tehnologii IT. Aici includ inclusiv meeting-urile Skype, Zoom, Teams și toate celelalte platforme.
Comunicarea s-a schimbat foarte mult, a trecut de la verbal și scris, a trecut și la video. Și vorbeați mai devreme de noi confruntări. Da, ne confruntăm acum cu un orar de muncă flexibil. Știm foarte bine că a lucra de acasă înseamnă de multe ori o contorizare mult mai accentuată a angajatorilor și astfel aceștia trebuie să înceapă să aplice un orar de muncă flexibil. Știți foarte bine că există o discuție și la nivel de Comisie Europeană de a începe să se dea un program de pauză, să spunem așa, și de odihnă în decursul celor 8 ore. Comunicarea s-a schimbat, se face online. Managementul echipelor se face online, astfel încât managerii au trebuit să schimbe stilul de management și va fi efectiv nevoie de un sistem nou de monitorizare a lucrului angajatorului. Ce s-a schimbat pentru angajat este faptul că, așa cum vorbea domnul Badea, avem industrii care pur și simplu sunt închise și industrii care au rămas constante. Din păcate, comparativ cu criza din 2008, nu constatăm nimic altceva decât o diferență foarte mare. În 2008 toate segmentele industriale au scăzut, în timp ce acum avem segmente industriale care sunt practic închise, în timp ce altele au rămas din fericire constante, iar unele chiar au crescut. Problema de reconversie care s-a pus aici, din punct de vedere al angajatului, este foarte grea, pentru că, din păcate, companiile nu acceptă, de exemplu, într-un domeniu tehnic, chiar pe customer service, o poziție care ar presupune discuții online, spre exemplu, pentru că nu au noțiunile tehnice. Reconversia este foarte greu de făcut din punctul acesta de vedere. Este un an pentru, astfel, 2021, pentru o parte dintre angajați este un an foarte greu. Este un an în care pentru cei care au nevoie de această reconversie profesională este foarte, foarte greu de făcut. Cei cu evenimentele de care se spunea, ei au reușit să schimbe de la evenimente de muzică, au trecut pe evenimentele online, conferințe online, ținute de marile corporații sau de publicații. Și de asemenea există o schimbare foarte mare din punct de vedere al mentalității. În acest moment aș putea spune că ne ducem mai mult spre o piață a angajatului decât a angajatorului. De ce? Pentru că criza de specialiști pe care o aveam înainte a rămas constantă și acum, iar angajații care se consideră în acest moment stabili și compania lor este stabilă, nu doresc să se mute. Astfel încât avem în continuare o foarte mare criză de specialiști. Criza aceasta de specialiști, revin la Dan Badea și la Cristina Chiriac în platou, criza aceasta de specialiști, încerc să mă gândesc la oameni care nu sunt neapărat specialiști din domeniu, te gândești, s-au întors în țară atâția oameni, nu, care au plecat, nu se poate rezolva? Nu se poate rezolva atât de repede, pentru că sunt anumite domenii care aveau un deficit foarte mare de specialiști. În IT se vorbea, conform cifrelor sindicatelor din domeniu și asociațiilor din domeniu IT, se vorbea de 20.000, 30.000 de oameni deficit pe zona de IT. Și aceasta e doar o zonă. Mai vorbim și de inginerie și mai vorbim și de alte zone unde deficitul nu prea era măsurat atât de bine, dar exista și era în mod real. Eram în mod real acolo. Nu cred că s-a acoperit și această zonă de digitalizare și de automatizare a dus la o cerere chiar mai mare de specialiști decât aveam înainte, că practic toată lumea se îndreaptă către zona aceea. Ai nevoie de mai mulți oameni să faci această digitalizare forțată, de altfel, a multor domenii, dar ai nevoie de mulți oameni să facă asta. Și celor care nu sunt neapărat familiari cu asta să se adapteze, nu? Cred că aceasta este o problemă. Aici sunt de acord cu doamna Cefor. Zona de reconversie profesională este o mare problemă pe zona aceasta, dar noi am asistat, de exemplu, la reconversie către IT a unor oameni care nu aveau pregătire în IT. Se poate face, nu este imposibilă, dar nu trebuie să fie greoaie. Și de multe ori statul trebuie să dea un pas în spate și trebuie organizate, practic, un exemplu din nou Polonia. Știu că revenim mereu la Polonia, dar în Polonia, de exemplu, statul suportă 80% dintr-o reconversie profesională și nu trebuie să aplici la fonduri europene, nu trebuie să stai un an de zile, nu trebuie să ai X criterii de performanță. Sunt pur și simplu niște companii acreditate pe zona aceasta, iar statul suportă, finanțează 80% din valoarea respectivă, ceea ce face omul să ducă mult mai repede să facă reconversia și sunt domenii
domenii care revenind la ce a spus doamna Chiria mai devreme, de care e nevoie, astfel încât să fie absorbiți de piața forței de muncă. Nu facem reconversia de dragul reconversiei, că așa sunt fondurile europene scrise, sau așa am aplicat la nu știu ce fonduri pentru că așa era punctajul mai mare, cum se întâmplă la noi. Exact asta, în punctul acesta chiar voiam să ajungem, pentru că până la urmă responsabil pentru ce punctai mai devreme Cristina Chiriac, adică trebuie să știm ce nevoi au angajatorii și astfel încât angajatul nu să se plieze în așa fel încât să-și poată găsi mai ușor un loc de muncă. Cui aparține această responsabilitate de fapt? Eu care am rămas la un moment dat fără loc de muncă, caut bezmetic peste tot și văd ce anume, spre ce anume aș putea să mă pliez, consultându-mă, nu știu, cu cineva, precum doamna Necefor, sau ar trebui mai degrabă statul, guvernul să se gândească la niște politici din acestea, dar rapid, nu? Că punctai ceva mai devreme. E foarte greu de creionat o direcție unică, pentru că toți cei care au rămas fără locuri de muncă pot fi, să spunem așa, analizați după niște criterii, în funcție de vârstă, în funcție de studii, în funcție de ocuparea pe care ai avut-o, în funcție de preocupările pe care le ai și așa mai departe. Adică nu cred că trebuie să generalizăm, ci trebuie să găsim soluții unice pentru fiecare om pe care alegem și în care alegem să investim, pentru că până la urmă reconversia înseamnă o importantă sumă financiară pe care o aloci fiecărui cetățean. Dar aș vrea să revin un pic la ceea ce înseamnă deficit de forță de muncă calificată, pentru că, așa cum bine știți, sunt președintele Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin și în Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, la ora actuală sunt peste 3.000 de companii. Eu nu am pretenția că le știu pe toate, nu mă erijez în expert și nici nu cred că în acest moment, având în vedere contextul anului 2020 atât de incert, am putea să facem predicții sau am putea să spunem că avem o statistică sau o radiografie fidelă a imaginii anului 2020. Dar ieri am discutat cu un antreprenor care a investit în zona de nord a Bucureștiului 60 de milioane de euro într-un business în domeniul medical. Și din discuția cu antreprenorul respectiv, l-am întrebat simplu și direct, spuneți-mi, vă rog, cum v-ați descurcat cu forța de muncă? Pentru că în domeniul medical știm foarte bine că există un deficit de forță de muncă de cel puțin 7 ani de zile, tot spunem lucrurile acestea, că medicii pleacă, asistentele medicale și așa mai departe. Și mi-a răspuns într-un mod uimitor în care nici eu măcar nu mă așteptam, și anume mi-a spus, care deficit? Am dat un simplu anunț pe Facebook și am avut 300 de cereri. Care deficit? Voi angaja 700 de oameni fără să am niciun fel de companie specializată în resurse umane, doar cu oamenii mei de la HR, pentru că acum există într-adevăr un excedent. Și eu cred că pulsul ar trebui să-l luăm de la antreprenori, de la cei care, într-adevăr, fie și-au dimensionat, redimensionat, micșorat colectivele de angajați, fie de la cei care, într-adevăr, continuă să investească. Iar din punctul meu de vedere, România a mai trecut printr-o criză economică, chiar dacă n-a fost criză sanitară. Dar în istoria economică știm foarte bine că orice criză sanitară declanșează o criză economică. Din 1930 tot vorbim de lucrul acesta. Este clar că câștigătorii acestei crize vor fi antreprenorii sau investitorii care au avut curaj să investească în momentele de criză. Peste 5 ani de zile te provoc să discutăm și să vedem care sunt câștigătorii acestor vremuri, pentru că cu siguranță ei vor fi. Probabil că există un deficit de forță de muncă calificată pe anumite segmente, dar nu pe segmentele clasice pe care le știam până în anul 2019. Doamna Necefor, ce ar fi de completat, apropo de ce spune Cristina Chiriac? Da, noi ca și compania avem două ramuri, unele de consiliere individuală, de servicii individuale și altele de servicii corporate. Cele de corporate sunt de executive search și consultanță și este o diferență foarte mare. Ceea ce vorbește doamna Chiriac este vorba de munca necalificată. Calificată dacă e medic. Poftim? Dacă este medic, este un personal cu studii superioare. Este o muncă calificată. Medic, da, asistentă. Eu am înțeles că vă referați la necalificată. Dar nu, cert nu. Este... Ok. Aici nu vorbesc de medici. Țineți cont că lor li s-au mărit salariile și, într-adevăr, aici există un potențial de a ne vedea românii înapoi.
Dar din punct de vedere a ceea ce probabil și domnul Oprea a constatat pe site-urile lor și noi, în momentul în care avem cerințe de specialiști în automatizări, în mecanică, în mecatronică, chiar pe marketing și vânzări, pulul de candidați este același. Nu avem întoarceri foarte mari. Într-adevăr, românii doresc să se întoarcă, dar trebuie într-adevăr niște facilități. Și revenind la ceva ce a spus mai devreme, noi nu avem la nivel de România făcut niciodată un studiu al necesarului de joburi, de tipuri de joburi, de specializări pentru economia din România. Iar aici nu este vorba că trebuie să participe angajatul, antreprenorul sau corporația. Aici trebuie să vină ca un parteneriat între stat, antreprenori și corporații. Sunt domenii în care avem o lacună foarte mare de oameni. Sunt domenii în care avem oameni, dar în același timp eu nu sunt specializată. Noi facem, numai cu, ne ocupăm de studii superioare, dar știu de la colegi de-ai mei din domeniu sau companii. Eu am lucrat la foarte multe startup-uri în România. Să știți că e o problemă foarte mare de calitate a muncitorilor. Și revin la ce a spus mai devreme cu învățământul dual. Este poate singura metodă bună care s-a luat în România, dar din păcate a prins foarte mult, mult mai bine în Transilvania și aproape nesemnificativ în zona de sud și de est a țării. De acord. Și revenind, într-adevăr, sunt anumite domenii care se întorc, dar aici vorbim de medici, să sperăm că și profesori, să sperăm că aceste pachete salariale vor rămâne mari, se vor mări așa cum se spune, pentru că avem nevoie de ei. Fără o educație clară, atât specializată, liceele acestea profesionale, învățământul dual, facultățile așa cum erau ele, avem nevoie de niște profesori foarte buni. Și revenind la ceea ce vorbeam mai devreme încă o dată, sunt categorii în care în continuare, din păcate, avem deficit. Eu pot să dau un exemplu căutând, vin CV-uri 300, dar eu vă spun, din 300 aleși 20. Poate la nivelul de muncitor găsești, nu știu, dar la nivelul de specialiști, noi facem foarte mult headhunting pentru că ei nu aplică. În momentul ăsta, angajații sunt pasivi. Candidații pe care noi îi căutăm pentru corporații sunt pasivi, ei nu-și caută. Vor stabilitate pe această criză, vor stabilitate la locul de muncă și atunci ei nu-și caută activ. Trebuie să îi vânăm, să putem să ajungem la acel om de care are nevoie compania care ne-a angajat. Acum... Deci observăm o pasivitate și este normală, pentru că este o criză în care fiecare are de plătit niște facturi, acasă are o familie. Și nu poate risca să facă o mutare foarte rapidă și într-o astfel de situație. Doamna Necefor, dar pasivitatea asta e din partea oamenilor, nu știu, care au deja un job? Pentru că dacă teoretic nu ai niciun job, nu cred că ești foarte pasiv și aștepți să te caute în această companie. Din partea celor care au un job. De asemenea, pentru sunt că cred că în acest moment, nu știu, și să mă corectați cu toții dacă greșesc, evident, nefiind specialist, cred că problema principală este cea a companiilor care nu și-au mai putut desfășura activitatea asta, pe de o parte, și a angajaților care și-au pierdut locul de muncă. Adică ați căuta angajați mai buni, mai performanți, e în regulă, e absolut ok, pertinent. Dar mă gândesc că, de fapt, dorința noastră a tuturor e ca cât mai mulți oameni să aibă un job și companiile să-și revină cumva, într-o formă sau alta. Absolut. Fiecare companie încearcă să-și revină în funcție de domeniul de activitate. Sunt companii, așa cum am spus, care au rămas constante și chiar cresc. Și sunt alte companii care doresc în acest moment să atragă din potențialul de candidați care au rămas fără job. Iar aceștia sunt triați pentru această reconversie profesională în funcție de abilitățile lor. Este foarte important, deci în testele pe care companiile le dau pentru angajare, este vorba de abilitățile pe care cei rămași fără job se pot plia pe noile cerințe ale pieței. Daniela Necefor, vă mulțumesc pentru această intervenție în această seară alături de noi. Continuăm discuția aici în platou. Vreau să ne referim, Bogdan Badea, la câteva cifre concrete pe care ni le-ați dat chiar înainte de emisiune. Apropo de ce s-a întâmplat la începutul anului 2020, nu? Legate de câți oameni au accesat site-ul dumneavoastră pe eJobs, înspre ce anume s-au îndreptat, o să vă rog să ne povestiți dumneavoastră.
Sigur. Luna ianuarie a fost, din punct de vedere locuri de muncă, am avut o creștere față de octombrie, noiembrie și decembrie anul trecut, dar încă suntem la undeva la minus 20% în minus față de ianuarie 2020, ca număr de locuri de muncă la nivel de lună. Deci avem în continuare locuri de muncă mai puține decât aveam în luna similară. Vorbim de locurile de muncă disponibile în acest moment. Da, exact. Din punct de vedere aplicări, aici sunt de acord cu doamna Necefor, pe zona de specialiști și iar revenim la discuția de deficit. Acolo unde deficitul mare, specialiștii sunt puțini, evident că ei nu o să aplice pentru că sunt căutați. Dar la nivelul întregii economii, totuși, avem în ultimele... Mai devreme și să explicăm despre ce e vorba. În ultimele 7 luni de zile, din ultimele 7 luni de zile, noi am avut 5 dintre ele cele mai bune luni din istoria de 21 de ani a companiei din punct de vedere aplicări. Vorbim de la 1,2 la 1,5 milioane de aplicări între 120.000 și 150.000 de români unici la nivel de lună care își caută loc de muncă. Și mulți dintre ei se propagă de la lună la alta pentru că nu își găsesc așa de repede cum își găseau înainte. Dacă înainte, nu știu, timpul mediu era o lună, două luni, în 2019, de exemplu, acum poate să ajungă între 3 și 5 luni până îți găsești un nou loc de muncă. Timpul mediu de a-ți găsi un loc de muncă pentru că bătălia pentru majoritatea joburilor din piață a crescut, e din ce în ce mai mare. Și vedem asta cu acest număr uriaș de aplicări și de candidați unici la nivel de fiecare lună. Da, pentru specialiști întotdeauna va fi o bătălie. Și nu numai în România, cred că e peste tot. Toți ne dorim, cum ai menționat mai devreme, cei mai buni oameni, cei mai performanți oameni. Și pentru ei va fi întotdeauna o bătălie. Și aici nu vorbim doar despre o industrie elitistă sau despre IT sau ingineri. Și de a avea un angajat pe care să te bazezi 100%, nu? Și care să... Te rog, Cristina, simt că... Este simplu, Mariana. Capitalul uman reprezintă cea mai importantă valoare pe care o are un antreprenor. Dar s-a schimbat, iartă-mă că te întrerup, s-a schimbat ceva după acest an 2020? Pentru că știm prea bine, înainte cu toți erau puțini, nu vreau să generalizez exact cum spuneai și tu ceva mai devreme, nu sunt specialistă, dar erau puțini angajatorii care, cum să spun, te tratau în mod corect, cum ar trebui. Adică, de cele mai multe ori, și nu neapărat dacă erai muncitor necalificat, nu erai tratat așa cum se cuvine. S-a schimbat ceva la capitolul ăsta, relație dintre angajator și angajat? În contextul ăsta, cred că e important să vorbim și asta. Din punctul meu de vedere, se schimbase deja ceva, cam din 2017, când a început un fremăt extrem de puternic în lumea antreprenorială, în ceea ce privește goana aceasta după angajați, nici măcar după specialiști, după angajați. Noi am făcut o estimare în cadrul Pactului pentru Muncă, proiect național pe care l-am derulat 2019-2020, pe care îl încheiem acum în februarie-martie, și conform calculelor noastre exista un deficit de forță de muncă de un milion, peste un milion de oameni. De aceea și spune Bogdan Badea că, într-adevăr, înainte oamenii stăteau să-și caute un loc de muncă maxim o lună, două luni. În pandemie s-a întâmplat în felul următor. Șocul și panica, șocul creat de criza pandemică a dus la înghețarea activităților economice forțat în prima perioadă, când vorbim de starea de urgență. După aceea, când am intrat în stare de alertă, oamenii au început să se mai dezamorțească, dar totuși n-am avut voie să ne chemăm angajații la locurile de muncă. Pentru cei care sunt în zona de consultanță sau în alte domenii în care puteai să faci remote control de acasă, adică acel concept de telemuncă, a fost ușor. Dar ce faci când ești activezi în zona de industrie auto și știm că este principalul generator al comerțului exterior, al exporturilor din România, și lăcătușul tău trebuie să vină efectiv acolo. Deci imaginează-ți că toate lucrurile acestea au dus la o înghețare a activității. Avem un antreprenor foarte puternic din zona de industrie auto la Brașov, care mi-a explicat că în 2020 avea în plan să angajeze și să mai creeze practic încă 500 de locuri de muncă. Și mi-a spus, în luna iunie am vorbit cu el, înainte să se dea acea celebră ordonanță cu 41,5 susținere a statului din salariu, dacă chemie sau nu dai afară oamenii, și mi-a spus, mă bucur că există această măsură, pentru că nu voi mai fi nevoit să dau afară. Deși mi-am redimensionat activitatea și 700 de oameni au fost disponibilizați. Deci vorbim de efective întregi. Și toate lucrurile acestea au o singură consecință. Scăderea consumului.
fie că vorbim de consum intern, fie că vorbim de consum la nivel mondial, lucrurile acestea sunt palpabile, se văd. Nu mai cumpărăm atâtea haine, nu ne mai cumpărăm atât de multe mașini. Ne bazăm pe strictul necesar, mâncare și parte de energie electrică și așa mai departe. Până și cel mai mare contribuabil al României la bugetul de stat în ceea ce privește taxele și impozitele compania de energie a înregistrat pierderi de peste 20% din cifra de afaceri. Enorm! Enorm. Deci este normal să se întâmple lucrurile acestea, e normal să avem o contracție a ceea ce privește elasticitatea forței de muncă. Probabil că ne vom reveni nu atât de repede, pentru că semnalele din lumea aceasta patronală în care eu mă învârt sunt extrem de sensibile. Într-o discuție tot cu un membru de la CONAF mi-a explicat că clienți de-ai lui extrem de fezabil din punct de vedere financiar, care își achitau facturile la timp, au început să ceară amânări la plată și că dacă o factură avea scadența, să zicem, în luna februarie, au început să amâne pentru iunie, pentru septembrie. Lucrul acesta probabil că va duce către anumite blocaje. De aceea eu cred că în acest moment cea mai importantă măsură pe care guvernul ar putea să o ia este de blocarea celor măsuri, celebra măsură 2 pentru care au aplicat peste 20.000 de companii și impulsionarea fondurilor europene, pentru că de acolo pot să vină banii, din acel fond de reziliență pe care cu toții îl așteptăm și care, într-adevăr, ar fi o bulă de oxigen și ar îndemna antreprenorii să facă și să refacă acest circuit economic, pentru că banul trebuie să circule în economie. Dacă nu circulă, nu produce valoare. Pe de altă parte, Bogdan Badea, revenind de la angajați, dacă e să ne gândim la, pe de o parte, la locurile disponibile în țară și în afară, la capitolul ăsta, cum stăm? În primul rând, e o schimbare foarte mare a perspectivei candidaților în ceea ce privește jobul în străinătate. Noi, în 2019, ca să dăm cifre concrete, la nivel de întreagă platformă, am avut 10 milioane de aplicări, dintre care 2 milioane de aplicări, deci 20% au fost la joburile în străinătate. Deci românii își doreau foarte mult să plece la joburile în străinătate. 2019, 2 milioane de aplicări. 2 milioane din 10. Au fost doar pentru joburile în străinătate. Deci aveam 20% dintre români, să zicem așa, sau din cei care aplicau, doreau să plece în afara României. În 2020, acest procent a scăzut de la 20% la 2% din totalul aplicărilor, în condițiile în care numărul de aplicări a crescut de la vreo 12-13 milioane. Deci cifra a scăzut semnificativ, românii nu își mai doresc atât de mult să plece în străinătate, cel puțin pentru moment, e o discuție foarte interesantă aici și destul de lungă, dacă doar pentru moment sau se poate face ceva pe termen mediu sau lung. Categoria de tineri, de exemplu, 18-24, are foarte puține aplicări la joburile în străinătate, în schimb se duce foarte mult către joburile remote, sunt primii în ceea ce privește aplicările la joburile care se pot face de acasă. Numărul de locuri de muncă în străinătate a început să crească din nou. Deci avem companii din străinătate interesate de români, dar s-a făcut o schimbare din punct de vedere tipuri de locuri de muncă. Dacă 2018-2019 aveam în special muncitori calificați, șoferi, muncitori necalificați, în 2020 și în 2021 avem multe joburi pentru studii superioare, în special zona de medicină, asistente medicale, doctori, anesteziști, tot ceea ce înseamnă spitale din afară, au nevoie de forță de muncă și își doresc români pentru a satisface această forță de muncă. Avem IT-ști. Câte state n-au avut nevoie de forță de muncă, cel puțin la capitolul sistem medical? S-a văzut lucrul acesta. E o bătălie pe zona aceasta și își doresc foarte mult români. Și am asistat și la o schimbare a țărilor. Dacă în 2018-2019 aveam Italia, Spania, care erau în top, cam întotdeauna, în 2020 și acum avem Germania, Marea Britanie, chiar și cu Brexit-ul, și Olanda. Sunt cele trei țări în acest moment care au cele mai multe locuri de muncă și care atrag cel mai mulți români, cu Germania destul de detașat ca țară care își dorește foarte mult români în acest moment. Cristina Chiriac, din ce ai discutat cu oamenii pe unde mergi prin țară, sunt și antreprenori care au reușit să absoarbă, să spun, dintre românii care s-au întors din străinătate?
Foarte puțin, foarte puțin. Marea majoritate pentru că încerc să mă gândesc unde sunt toți cei 1.300.000 care s-ar fi întors anul trecut. Să știi că chiar am prieteni care s-au întors din Spania și din Italia, nu își doresc să se angajeze, au ceva bani puși deoparte, își doresc să pornească un mic business la nivel de startup în micro-întreprindere. Marea majoritatea lor vin cu un concept nou asupra ceea ce înseamnă antreprenoriatul, iar eu mă bucur pentru că probabil că vor aduce, dacă își începe acest drum antreprenorial, plus valoare în economia locală sau acolo unde își vor desfășura activitatea. Din punctul de vedere a celor care aveau un loc de muncă în străinătate, marea majoritatea lor, să știi că au fie optat pentru șomaj în țările respective. Astăzi am vorbit cu cineva din Spania care lucra în industria Horeca în zona Madridului și îmi spunea că este în șomaj și că nu are niciun gând de întoarcere în țară. Așteaptă să treacă criza pentru a se reîntoarce la muncă. Există chiar și... dacă în Spania șomajul e undeva de parcă 14% văzusem. E spre 25%. La fel se întâmplă și în Austria. Eu țin legătura cu comunitatea din Austria. Avem acolo un reprezentant foarte puternic și pot să-ți spun că în Austria rata șomajului este la cote alarmante. Mai mult decât atât, știm foarte bine că economia Austriei este bazată în special pe zona industriei de turism și Horeca. Și cu toate acestea, românii care sunt în Austria nu se întorc. Deci, în consecință, ceea ce pot eu să vă spun este că marea majoritate a românilor, chiar dacă și-au căutat locuri de muncă în perioada aceasta a anului 2020, în timpul pandemic, fie n-au putut să fie încadrați, fie n-au fost mulțumiți de remunerația pe care antreprenorii români reușesc să o ofere și au așteptat noi oportunități. Probabil că 2021 va fi un an interesant din toate punctele de vedere, pentru că este anul decisiv și pentru noi, dar și pentru ei. Eu, sincer să fiu, m-aș bucura ca parte din acești români fie să devină antreprenori, fie să-și găsească un loc de muncă în România, pentru că, într-adevăr, acel deficit de forță de muncă de care noi vorbeam în 2019, parțial pe anumite segmente, el încă se regăsește în zona de specialiști. În continuare nu avem suficienți strungari, nu avem suficienți electricieni, chiar și în zona de construcții stăm suficient, nu stăm suficient de bine. Deci există potențial de a absorbi aceste categorii de oameni cu această specialitate, însă trebuie să existe dorință și din partea lor. Apropo de cum va arăta anul acesta după pandemie, e clar că e o discuție lungă și cu siguranță vom avea posibilitatea să mai vorbim, dar vreau însă acum și un punct de vedere de la domnul Doru Dima. Este consultant în managementul resurselor umane, legătură telefonică directă cu noi. Bună seara, domnule Dima, și vă mulțumesc! Bună seara, mulțumesc și eu de invitație! Foarte scurt, cu promisiunea că data viitoare veți fi alături de noi în platou, domnule Dima, v-aș întreba... Și eu promit, cum? Și eu promit. Dacă, cer scuze, dacă făcea ceva primarul sau primarii, eram la emisiune acum, mi-a luat o oră de la Pitești până la București, încă o oră de la București, încă 3 metri în oraș. Să sperăm că ne ascultă, dacă nu vom avea grijă să le transmitem cumva aceste mesaje. Revenind la cum va arăta acest an după anul trecut 2020, care știm cu toții cum a fost, cum va arăta din punct de vedere al angajatului, al angajatorului, al muncii, al pieței muncii în general, domnule Dima? Păi, în primul și în primul rând, cred că toate companiile se vor orienta puternic pe tot ceea ce înseamnă retehnologizare. Drept urmare, toate joburile care presupun activități repetitive sau rutiniere o să se transforme în joburi digitale sau o să se înlocuiască oamenii cu tehnologie. Pe de altă parte, foarte multe meserii care astăzi nu se mai regăsesc vor dispărea din de pe piața muncii. Practic... joburi sau care sunt conectate cu activități de servisare, de reparații. Un simplu exemplu, acum te strică o pereche de papuci și nu te mai să-i repare, îți cumpere alții. Și nu numai, multe altele. Practic, tot ceea ce va însemna meserie care va presupune manualitate cu activitate repetitivă o să dispară. Pe de altă parte, vor apărea foarte multe joburi care sunt conectate cu interacțiunea cu zona de social networking, cu zona de
de un așa comunicare de online cu activități care se desfășoară în zona de online. Numai că aici avem mari probleme, avem specialiști și nimeni nu pregătește așa ceva în țara asta. Da, despre aceste pregătiri cu siguranță vom avea posibilitatea să vorbim mai mult. Ce puncta și Cristina Chiriac, e nevoie de o gândire poate mai complexă la nivel de executiv și nu numai, cu mai mulți factori decizionali implicați. Vă mulțumesc pentru această intervenție și vă aștept evident și în platou data viitoare. Vreau să încercăm, Cristina, domnule Bogdan Badea, o concluzie, pentru că, pe de o parte, aș vrea ca cei care se uită la noi în acest moment, cei care sunt în căutarea unui loc de muncă, cei care, uite, cum puncta Cristina ceva mai devreme, au niște bani puși deoparte și vor să-și deschidă o afacere, înspre ce să se îndrepte, nu știu dacă neapărat sfaturi, sau poate, de ce nu, și niște sfaturi pe care le avem pentru ei. Sunt angajații care caută un loc de muncă, sunt cei care au deja un loc de muncă și vor să le fie mai bine și sunt căutați, iată, în domeniile care funcționează foarte bine, și apoi trecem și la Cristina, la antreprenori. Pentru cei care își caută un loc de muncă, ar fi bine să se orienteze către joburile, în acest moment, către joburile unde se potrivesc ca profil. Este un sfat simplu. În această piață în care, practic, sunt mult mai mulți candidați decât avem locuri de muncă, este clar că a te duce către un job în care nu ți se potrivește profilul tău, ai slabe șanse de a fi angajat. În primul rând, să ne concentrăm. Fiecare angajat își dă seama singur de că nu se chiar, potrivește nu sau chiar. Că e și asta. E discuție lungă și aici e nevoie poate de o consiliere în carieră puțin mai dezvoltată, un domeniu care de-abia acum începe pe anumite zone să prindă în România, dar suntem încă destul de, zic eu, la început de drum în ceea ce înseamnă consilierea în carieră. Da, cred că sunt mulți care nu și-au căutat un loc de muncă în 2020, deși ar fi vrut să o facă. Fie compania în care era ușor, să zicem așa, instabilă din punct de vedere economic, fie domeniul în care sunt nu este cel mai fericit în acest moment. Cred că se vor activa în 2021 pe măsură ce criza sanitară va trece. Deci vom asista din nou la întoarcerea celor candidați care stau în acest moment pasiv atâta timp cât sunt într-o zonă de confort. Iar pentru zona de antreprenoriat și oameni care vor să ducă într-un antreprenoriat, chiar am făcut un studiu de curând și, să fim sinceri, ne-a speriat puțin rezultatul lor, acestor zone de antreprenoriat. În general, corporatiștii doreau să devină antreprenori. Dacă întrebai, să tai la gura de metrou Pipera și întrebai 10 oameni care treceau pe acolo ce dorești să fii, 9 din 10 te-ar fi zis: vreau să fiu antreprenor, să fac business-ul meu. Da? Nu prea mai este așa în acest moment, pentru că au văzut că zona de antreprenoriat a suferit foarte mult, deci a necesitat foarte multe sacrificii în 2020, din multe puncte de vedere, economic, reinventare. Antreprenoriatul nu a fost deloc ușor și nu a fost perceput deloc ușor în această zonă și vor mai mult stabilitate. Vor joburi comode în acest moment. Asta este zona pe care o vor candidații și angajații în acest moment. Partea, să zicem, care nu este foarte bună pentru antreprenori, tot din studiu acesta a reușit, este că această zonă de locuri de muncă stabile, românii pun semn egal în locuri de muncă stabile cu multinaționalele și nu cu antreprenoriatul. Nu cu funcționarii de la stat, aș fi zâmbit să mă gândesc la funcționarii de la stat. Cristina, mai avem un minut și un pic, te rog. Viața nu e stabilă, viața nu este comodă, dar viața are un farmec aparte. Nu toți suntem făcuți pentru a fi antreprenori. Trebuie să ai câteva calități. În primul rând, trebuie să fii curajos. În al doilea rând, trebuie să fii determinat, pentru că viața, așa cum am spus, înseamnă sus, adică astăzi ești pe val. Ai antreprenor și mâine clar, nu înseamnă poți că să te fii la pământ și nu muncești, nu? Că ești, adică... Important este dacă vrei să fii propriul tău stăpân. Și dacă vrei să fii propriul tău stăpân, ai această voință, atunci trebuie să transformi acest vis pe care îl ai în realitate. Nu spune nimeni că este ușor, dar tocmai aceia care reușesc rămân în istorie. Restul rămân la necunoscuți. Din punctul meu de vedere, ca și antreprenor, pot să spun că 2020 a fost o lecție de viață, că îi mulțumesc că a existat, că m-am trezit la realitate și mi-am dat seama că nimic nu este veșnic și că nici prietenii, nici angajații, nici businessul nu trebuie să dureze o veșnicie, trebuie să dureze atâta timp cât vrei tu, atâta timp cât îți satisface nevoile, atâta timp cât ești conștient că poți să duci la bun sfârșit această poveste. Și ca să închei într-un ritm fericit, să spun așa, eu m-am uitat pe statisticile de la Registrul Comerțului, care sunt publice, în ceea ce privește insolvența persoanelor juridice în anul 2020 și ia să vezi surpriză, în 2020 sunt mai puține falimente și mai puține radieri de companii decât în anul 2019. Asta ca să vorbim cât de negativ și cât de urât a fost
2019, 2020. E, uite, lansăm aspecte și pentru o altă temă viitoare de discuție și de emisiune. Bogdan Badea, Cristina Chiriac, vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost în această seară alături de noi. Și noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră de la Fix, vă vedeți cu colegul meu Adi Bucur, rămâneți așadar alături de noi.